Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi alături de noi este Alexandra Alițu, lector universitar doctor la Facultatea de Istorie a Universității București și vom povesti astăzi despre Spartanii, o istorie legendară, cartea lui Paul Anthony Catteridge, o carte publicată în colecția Cultură și Civilizație a editurii Herald. Iată, vorbim despre o civilizație foarte importantă, vorbim despre spartani, despre care s-a scris foarte mult, s-au scris și romane, beletristică, ficțiune, s-au făcut de altfel și foarte multe filme. O civilizație foarte importantă care, iată, din păcate a dispărut. Care este rolul spartanilor în civilizația universală și am putea spune chiar în patrimoniul sau în panteonul civilizațiilor universale ale umanității? În primul rând, putem să ne gândim că ei fac parte din universul nostru astăzi, prin chiar producțiile culturale de care pomeneai, filme, benzi desenate. Bineînțeles că este și multă interpretare modernă acolo. Fac parte, cum să zic, din universul nostru, au constituit modele pentru tot soiul de decizii importante, de exemplu, spartanii, civilizația spartană, așa cum era ea înțeleasă în secolul XIX, a fost un model important pentru constituirea sistemului educațional britanic. Dacă o abordăm, cum să zic, o percepție negativă culturii spartane, ei au fost și un model pentru al treilea Reich. Ei au existat, de fapt, în fiecare epocă, în funcție de felul în care au fost percepuți și valorizați în epocile la vremea respectivă. Cum se vede din cele două exemple, prezentul are o influență mare asupra felului în care percepem aceste culturi trecute. Valorizăm anumite trăsături, considerăm că unele lucruri sunt mai importante decât altele, decât despre spartani, chiar în funcție de ceea ce ne dirigează nou interesul înspre ei. Spartani. Îi avem, bineînțeles, în expresiile noastre de zi cu zi, nu a vorbi laconic, înseamnă a vorbi ca un spartan, și ne înconjurăm împreună cu noi la multe niveluri, și îi întâlnim în multe zone ale culturii. Taicăsu i-a imprimat o educație spartană. Da, și aici este o valorizare pozitivă, adică te aștepți să fie rezultatul acestei educații să fie o persoană curajoasă, onestă, eficace, capabilă. Nu ne așteptam la ceva rău, cineva, trebuie să fie cineva care vorbește în puține cuvinte, spune exact esențialul. Da. Spartanii au rămas în istorie ca un popor de războinici eroi, întruchipări al unor valori, cum ar fi, și ai pomenit și tu ceva mai devreme, curajul, sinceritatea, onestitatea, datoria, disciplina, sacrificiul de sine și duritatea extremă. Această carte, scrisă de unul dintre cei mai importanți experți din lume în ceea ce privește Sparta și civilizația spartană, urmărește ascensiunea și decăderea societății spartane și explorează imensa influență pe care au avut-o spartanii atât asupra lumii, cât și asupra vremurilor noastre. Ne-am gândit că pentru o civilizație atât de bine organizată, pare un pic paradoxal faptul că au dispărut din istorie. Probabil că să rămână, mă gândesc, e doar o supoziție, o presupunere, ca să rămână în istorie, le-ar fi trebuit poate ceva mai mult, ceea ce, iată, poate că nu le-a lipsit grecilor sau atenienilor, ceva mai mult decât această cultură războinică și acest curaj și disciplină. Poate, mă gândesc, nu știu, mai multă înțelepciune? Ei, acum este greu să concurez cu atenienii, e greu să concurez cu Acropola, cu teatru, e greu să concurez cu Platon.
Cu spartanii s-a întâmplat chiar ceva interesant. Cumva putem să spunem că au coborât pe scara istoriei, chiar continuându-și existența. Nu, ei îi regăsim în epoca elenistică sub Alexandru cel Mare, îi regăsim în epoca romană, dar ei nu mai erau atât de relevanți sub aspectul acesta de cultură războinică de primă mână, deja din secolul IV, deci de dinainte de Alexandru cel Mare. Da? Ei și-au continuat existența, dar nu nemai putând atinge culmile pe care le atinseseră înainte. Cum să zic, dar și spartanii au rămas ne capturează emoțional, la fel ca și atenienii, dar din alte puncte de vedere. Deci pentru atenieni, să spunem, avem maratonul, pentru spartani avem termopile, avem idealul acesta educațional, masculin, avem, da, poate nu vorbim foarte mult de cultura spartană, dar asta se întâmplă din, cred că din cel puțin două cauze. În primul rând, e greu să o compar cu Atena, cum am zis, suntem sub strălucirea ateniană când ne gândim la greci. Și în al doilea rând, destul de recent cercetările, mai ales arheologice, au început să pună în valoare, în primul rând cultura materială spartană, multe obiecte deosebite, care erau, de exemplu, aduse ca ofrande în sanctuare. Și pe de altă parte cunoaștem și câțiva poeți care au activat la Sparta, numai că, așa cum spuneam, totul pălește sub strălucirea Atenei. De exemplu, ne gândim la Teba, de unde venea binecunoscutul Oedip. Dar câtă lume, dacă o întrebăm, poate să spună până și acest lucru, că Oedip era din Teba. Da? Deci, suntem în aceeași situație, suntem sub strălucirea soarelui atenian, soarelui cultural atenian. Ce face totuși pe spartan să fie atât de special și iată, să inspire cumva, mă gândesc, imaginația oamenilor de artă, de cultură, cineaștilor după atâtea mii de ani? Și de ce să spunem că legenda lor este încă vie? Cred că este, pe de o parte, este strălucirea victoriilor militare, mai ales victoria de la Termopile, a care este un ideal, să spunem, al victorilor. Un grup foarte mic de oameni, 300 de spartani spun sursele, care s-a distins într-un mod absolut excepțional în fața unei imense armate de perși, așa numiți barbari. Un mic grup care s-a sacrificat până la unul și câte armate sunt cele care s-au stins cu totul pe un câmp de bătaie și câte armate s-au dus acolo știind că nu au nicio șansă de supraviețuire. Este acest spirit de sacrificiu, este acest spirit militarist care îi făcea excepțional și în ochii grecilor. Nu ar trebui să uităm că noi îi admirăm pe spartani și prin ochii atenienilor, sau mai ales prin ochii atenienilor, noi, majoritatea, 99%, să spun, în afară de câțiva poeți, noi cunoaștem pe spartani din antichitate grație surselor scrise de alți greci, mai ales atenieni. Mulți atenieni aveau multă admirație pentru Sparta, din cauza acestei creații, care este hoplitul spartan, spiritului de sacrificiu, curajul nemăsurat. Este întruchiparea extremă a unui ideal. Asta este ceea ce cred că este foarte atractiv. E ceva ce iubim, dar poate că suntem conștienți că nu o să facem niciodată. Ceva ce este irepetabil. Și totuși, la un moment dat, a fost real. Pentru cei pasionați de istorie, de cultură și de civilizație, de parte zona aceasta și de mitologie. O carte importantă a lui
Paul Cartledge. De ce ai recomanda această carte, Spartanii, o istorie legendară? În primul rând, este cartea unui specialist, cu adevărat un specialist. Este chiar cel mai important specialist în istoria Spartei de la ora actuală. Cititorii pot și cunoaște, căutând pe YouTube, conferințe, intervenții de ale lui Paul Cartledge, pot intra, cum să zic, să-l cunoască văzându-l pe viu, văzându-l discutând Sparta. Este o carte foarte agreabilă, sunt mulți specialiști care nu pot să scrie pentru marele public. Nu pot, pur și simplu. Felul în care își construiesc discursul nu poate fi oferit marelui public. Sunt mult prea specializate. Aceasta este o carte care are două mari merite. Pe de o parte, una dintre cele mai bune cărți din punct de vedere științific despre spartani. În al doilea rând, este eminament o carte care se poate lectura cu multă plăcere. Și ca nespecialist și din care îi poți cunoaște mult mai bine pe spartan decât înainte, îi vezi ca oameni vii, nu ca pe o mașină de război, înțelegi de unde le venea acest spirit de sacrificiu, înțelegi în același timp cum lumea spartană era plină de intrigi politice, da, de care nu prea vorbim așa în spațiu larg, înțelege ce rol jucau femeile la Sparta. Ăsta este un lucru important pentru antichitatea greacă, pentru că, în general, femeile aveau un rol foarte redus. Nu se afirmau neapărat pe scena socială sau culturală în lumea greacă. Ei bine, femeile la Sparta sunt cu totul ceva deosebit, sunt active, influente în plan politic, sunt foarte vizibile și asta este un lucru pe care Paul Cartledge le explică. Avem perspectiva, întreaga perspectivă asupra Spartei. Cum a ajuns să fie acea societate care a dat în luptătorii de la Termopile și ce s-a întâmplat, de ce nu a mai funcționat această societate care părea să producă o mașină perfectă de război. Uite, pentru că tot ai pomenit puțin mai devreme și mi-ai stârnit, să zicem, cumva curiositatea. Într-o epocă, n-aș numi eu neapărat o epocă a patriarhatului, deși mă gândesc că vorbim despre războinici, vorbim despre viteji, eroi care au condus oștiri, armate, vorbim despre oameni de stat, despre oameni politici. Cum reușeau femeile să aibă în Sparta un rol atât de important în acea perioadă? Lucrul ăsta pleacă de la construcția societății spartane. Fetele, un lucru neobișnuit pentru cultura greacă, pentru celelalte cetăți grecești, beneficiau de o educație în mare parte similară cu bărbații. Apoi, deși rolul, să spunem, tradițional al femeilor în societatea ateniană, de exemplu, era să fie cât mai retrase, cât mai închise în universul domestic al femeilor, cum să spun, cu bun renume, la Sparta, dimpotrivă, fetele făceau, de exemplu, exerciții fizice în public, îmbrăcate foarte sumar. Nu duceau această viață, cum să spun, în spatele porților închise. Au fost câteva femei din familiile regale spartane, pentru că Sparta avea două familii regale, avea doi regi simultan, câte doi regi simultan, femei din familiile regale care s-au dovedit a fi foarte importante, cum este Gorgo, care era soția lui Leonidas, comandantul de la Termopile. De altfel, ceilalți greci,
sursele noastre, să nu spunem ceilalți greci, un pic generalizant, când spun ceilalți greci, mă refer la sursele noastre, în principal la atenieni, percepeau diferența aceasta fundamentală între rolul femeilor din propriile lor societăți și din societatea spartană. Chiar vorbeau peiorativ despre el, Aristotel o face, și în același timp le dădeau femeilor spartane le aplicau un epitet nu foarte de laudă, phainomeridai, cele care își arată coapsele. De ce? Din cauza faptului că femeile spartane, fetele și femeile spartane în public făceau exerciții fizice în ținută foarte sumară. Și acesta era un lucru care nu prea stârnea, să spunem, admirația grecilor din alte culturi. Dar este unul dintre puținele cazuri în care le vedem pe femei pe scena mare, inclusiv a politicii. Gorgon, de care pomeneam, soția lui Leonidas, este și fiica unui rege spartan. Nu este doar soția unui rege spartan. Și apare de multe ori, poate cititorii ar fi tentați, apare în câteva situații foarte interesante, de exemplu la Herodot, care este una din sursele noastre majore despre Sparta și despre războaiele medice. Dragii noștri, iată, am vorbit astăzi despre spartani, o istorie legendară, cultura și civilizația spartanilor, o carte de Paul Anthony Cartledge, publicată în colecția Cultură și Civilizație a editurii Herald în cadrul campaniei Mituri, Rituri și Arhetipuri în Civilizațiile Antice. A fost alături de noi Alexandra Lițu, lector universitar doctor la Facultatea de Istorie a Universității București. Îi mulțumim foarte mult! Noi, iată, vă invităm la această lectură, am putea spune, captivantă a lui Paul Cartledge despre ceea ce au însemnat spartanii în cultura și în civilizația antică, în patrimoniul universal al umanității. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere!